ședință cu peticel. Porcușorul meu de Guineea. Deși suntem parteneri de viață de 5 luni, îl hrănesc și îl mângâi zi de zi, am observat că atunci când mă apropii de el neintenționat, se sperie și încearcă să se ascundă. Ce îl face să reacționeze așa? Este vorba despre instinctul de supraviețuire. Se simte în pericol și acționează ca să se protejeze. Vi s-a întâmplat vreodată să fiți într-o situație în care să reacționați pe baza instinctului? În cazul vostru, decizia de a vă urma instinctul a avut întotdeauna un rezultat benefic? Unii sunt siguri că da, alții nu sunt siguri. Însă eu vreau să vă povestesc astăzi două întâmplări în care am decis să-mi urmez instinctul. Însă rezultatele în fiecare situație nu au fost aceleași, au fost diferite. O veste care circula foarte des în urmă cu 3 săptămâni pe Facebook avea legătură cu faptul că magazinele vor rămâne în curând fără marfă pe stoc. Știrea era însoțită de imagini cu oameni care își umpleau coșul de cumpărături cu vârf, cu alimente sau alte obiecte de uz personal. Cunoașteți situația? Ei bine, pe mine m-a amuzat inițial această situație, însă trebuie să recunosc că atunci când m-am dus la magazin pentru cumpărături, eram foarte curioasă dacă voi găsi rafturile goale. Nu a fost așa. Așa că mi-am făcut cumpărăturile și m-am îndreptat spre casa de marcat. Ajuns aici, am remarcat, stânjenită, că aveam în coș o cantitate dublă de alimente față de cum obișnuiam să cumpăr de obicei. Oare ce m-a făcut să reacționez așa? O fi fost vorba de instinctul de supraviețuire? În orice caz, decizia mea nu a avut repercusiuni tocmai potrivite. Alimentele pe care nu am reușit să le consum la timp s-au alterat și am fost nevoită să le arunc. Cea de-a doua întâmplare a avut loc în toamna anului trecut. Mă deplasam cu trenul dinspre Cluj-Napoca, înspre Ocnamureș, orașul copilăriei mele. Odată instalată în vagon, am deschis o carte și am început să citesc. Povestea era atât de captivantă, încât nici măcar nu mi-am dat seama că am trecut de stația la care trebuia să cobor. Așa că am hotărât în grabă să mă dau jos la următoarea, Comuna Unirea. Distanța dintre cele două stații nu era foarte mare, așa că am decis să o străbat pe jos. Erau aproximativ 5 km. Vremea era plăcută și aveam un motiv serios să fac mișcare. Așadar, am introdus în GPS-ul telefonului coordonatele potrivite și în scurt timp mi-a apărut traseul pe care trebuia să-l urmez. După 15 minute de mers, am ajuns în câmp. Pustietate cât vedeai cu ochii. Nici o clădire în jur, nici o mișcare. Niciun zgomot. M-am panicat. Uitându-mă la GPS-ul telefonului, mi-am dat seama că acela era traseul pe care mi-l recomanda. Însă instinctul îmi spunea să mă întorc din drum. Este foarte dificil să iei o decizie atunci când ai două opțiuni total diferite. V-ați aflat vreodată într-un asemenea impas? Ce fac acum, am întrebat. Am hotărât să cântăresc opțiunile pe care le aveam și care erau consecințele fiecărei alegeri. Sunt în siguranță dacă urmez un traseu în câmp deschis? Nu prea. Puteam întâlni câini agresivi sau dacă mă rătăceam, nu aveam cui să cer ajutorul. Îmi este de folos să mă întorc între oameni? Da.
puteam cere indicații și mai mult decât atât, dacă ajungeam în centrul comunei, recunoșteam traseul pentru că m-am dus pe același drum de multe ori cu mașina. Văzând că situația înclina înspre a doua opțiune, am hotărât să schimb coordonatele din GPS-ul telefonului până când voi găsi centrul comunei. În scurt timp, eram acolo. Într-adevăr, împrejurimile mi erau cunoscute și mi-a fost foarte ușor apoi să urmez traseul până când am ajuns în siguranță în orașul meu, în Ocna Mureș. Să-mi urmez instinctul a fost una dintre cele mai înțelepte decizii. Două situații, două decizii bazate pe instinct și două rezultate diferite. Oare de ce? În prima situație, îngrijorarea mea era imaginară. Știrea promovată pe Facebook nu era reală. Instinctul m-a făcut să acționez impulsiv, fără să mă gândesc la consecințele deciziei mele. În cea de-a doua situație, îngrijorarea mea era reală. Mă aflam în fața unui fapt împlinit. Mi-am urmat instinctul, dar în același timp mi-am ascultat și rațiunea. Am cântărit ce opțiune aveam și eram foarte conștientă de ce consecințe vor avea urmările mele, urmările deciziilor mele. Ce am învățat din aceste experiențe a fost să-mi ascult instinctul, dar în aceeași măsură și rațiunea. Acest lucru mă ajută să-mi conserv resursele interioare, cât și pe cele exterioare, să mă protejez pe mine și pe cei din jur. Nu există un îndemn mai mare la acțiune ca atunci când instinctul și rațiunea lucrează împreună, spune compozitorul Jean-Philippe Rameau. Tu, cum alegi să acționezi? Mulțumesc! Sper și eu, pentru că recunosc că n-a fost o treabă foarte ușoară. Iulia a avut ca obiectiv să ne țină un discurs pe un subiect ales de ea, în urma căruia să primească feedback, iar acest feedback să fie încorporat la un proiect viitor. Dragă Iulia, stimată audiență, mi-a plăcut foarte mult felul în care Iulia a început și cred că am demonstrat în pauză, arătându-vă motanul din dotare, faptul că sunt foarte mare iubitoare de animale și mi s-a părut o introducere inedită, aceea în care ne-a arătat pe peticel și mi s-a părut de asemenea o introducere foarte potrivită în subiect și anume în discuția despre instinctele de supraviețuire. Acum o să-ți spun mai multe lucruri care mi-au plăcut și aproximativ 1,5 sugestii de îmbunătățire. Mi-a plăcut foarte mult structura pe care ai abordat-o. Am găsit-o foarte clară, împărțită în două părți și cu o încheiere circulară. Asta e un lucru pe care vorbitorii destul de avansați reușesc să îl facă, așa că la proiectul 2 te felicit că reușești cu atât de mult succes să o faci. Mi-a plăcut foarte mult felul în care te-ai ancorat în prezent și anume faptul că ai adus în discuție un subiect filozofic, dacă vrei, și anume introspecția asta legată de felul în care noi reacționăm și felul în care ni se activează instinctul de supraviețuire, dar te-ai legat și de un context actual, iar asta ne-a ajutat mult mai tare să intrăm în povestea ta. Mi-a plăcut foarte mult ca și limbaj non-verbal, felul în care îți folosești corpul, mâinile, faptul că ai făcut un pas în dreapta sau un pas în stânga atunci când ai schimbat fie povestea, fie când ai încercat o enumerare. Iar asta cumva mi-a dat senzația că faci lucrurile pe care le învățăm
în sală, le faci și într-un mediu online, ceea ce mi se pare grozav. Spuneam că am o sugestie și jumătate de îmbunătățire. Sugestia de îmbunătățire este pur subiectivă și aș vrea să o iei ca atare, și anume, asta e un lucru pe care l-am remarcat la felul în care tu susții discursurile, ai o cadență extrem de potrivită pentru un povestitor. În același timp, la un discurs care mă îndeamnă să fac introspecție și care mă poartă prin niște episoade și din viața ta, nevoia mea ar fi fost de o cadență un pic mai mare, un ritm mai accelerat de vorbire. Nu știu dacă e posibil să exersezi lucrurile acestea, dar poate cu a te uita la o înregistrare sau a te înregistra doar audio, să încerci efectiv să grăbești un pic ritmul cu care vorbești. Cealaltă jumătate de sugestie e vis-a-vis de întrebările pe care le adresăm participanților sălii. De regulă, avem intenția de a angaja audiența în discursul nostru și atunci punem niște întrebări care le las două variante de răspuns, da sau nu, dar noi le cerem cumva să ridice mâna. De regulă, întrebările la care audiența ridică mâna sunt, răspunsul ar trebui să fie eu. Ați participat vreodată sau câți dintre voi, cine dintre voi a participat la un anumit eveniment? Dar întrebări de genul, nu știu, dacă ceva a avut consecințe pozitive sau negative pentru voi, oamenii nu știu pentru ce să ridice mâna, fiindcă poate unii da, poate unii nu, și nu știu dacă să ridici mâna în momentul acela. Atât din partea mea. Mulțumesc foarte mult pentru discurs. Pentru mine a fost o poveste interesantă și o întrebare introspectivă interesantă. Abia aștept următorul tău discurs. Mulțumesc!